profit de prezența lui Leo aici ca să vă explic un pic ce se întâmplă și cum am ajuns să filmez clipul ăsta. Doamne, cât păr de pisică zboară! Ok. Da. Mă gândeam eu, cât mă macheam acum câteva zile, Doamne, ce dezordine este la colecția mea de machiaj. Că e dezordine, că așa se întâmplă la o perioadă, deși eu mă străduiesc să pun lucrurile la locul lor, cumva mai ascuți un creion, mai se duce pe acolo ascuțitura de creion printre rimeluri, se pune praful, te mai murdărești pe mâini de fond de ten, atingi sertarul, atingi produsele și așa se creează un dezastru. Și mă gândeam că poate ar trebui să filmez un declutter, după aia mă gândeam că de mult timp n-am mai filmat colecția de machiaj, dar mă gândeam n-am cum să filmez și colecția și declutterul, pe care nu știu dacă îl fac, nu știu dacă sunt produse de aruncat efectiv. Și după aia m-am gândit ce-ar fi să fac totuși o colecție pentru vinerea asta, dar să mă duc pe altă zonă. Și am început să mă gândesc ce am eu. M-am gândit la pantofi, la jeans, la diverse haine, la accesorii și concluzia după ce am luat toate astea la rând a fost: eu n-am suficiente lucruri ca să fac o colecție de ceva. Dar apoi m-am gândit că până la urmă și dacă ai 2 genți, 5 genți, până la urmă 100 de genți, până la urmă chestia asta spune ceva despre tine și mă gândesc că tot aș avea ceva să povestesc. Și am zis să mă rezum astăzi la genți, să văd cum funcționează și ulterior, dacă e, poate mai prin toamnă, ca să fim așa între sezoane, o să fac, stați un pic că Leo vrea să șeze în sisal și am pus o poșetă în sisal, că efectiv sunt înconjurată, mai spre toamnă, ca să fie așa între anotimpuri, poate fac și colecția de pantofi și încălțăminte, pentru că nu pot să zic că am foarte multe dintr-o categorie, dar adunate sunt destul de multe. Sunt multicele, nu știu, n-am avut niciodată mai multe perechi de încălțări decât am acum, să zic așa. La fel și cu gențile, dacă vreți și o colecție de bijuterii, poate, pentru că de când cu Shein-ul am mai multe accesorii decât aveam în mod normal și sunt și statement, am și accesorii mai finuțe, să zic așa, de la Hey Happiness. Deci, dacă clipul ăsta vi se pare drăguț și interesant, pot să fac și pe alte categorii, deși nu pot să zic că am, v-am zis, neapărat colecții. Că nu sunt atât de multe și scopul nu e să le adun. Așa cum nu e nici la machiaj sau la parfumuri, că până la urmă nu am genul ăla de mentalitate, nu că ar fi ceva de regulă cu asta, dar zic, pentru mine, eu nu mă duc și îmi cumpăr un ruj sau un parfum gândindu-mă că îl pun acolo, să-l adaug la colecție și să îl păstrez. Eu le cumpăr strict pentru a le folosi și la fel este și în cazul genților. Uitându-mă acum în jurul meu și așezându-le pe toate, în stânga, în dreapta, pe scaun, pe jos, lângă, pe tavan, îmi dau seama că totuși am mai multe genți decât credeam, să zic așa, și decât port. Adevărul e că port prea puține dintre ele. Câteva dintre ele au fost o idee proastă, o să vă zic exact la fiecare de unde le-am cumpărat, dacă le-am purtat, dacă nu le-am purtat, dacă le-aș mai cumpăra sau nu. Și poate vă trageți niște concluzii în urma acestui clip, poate vă dau niște idei, poate vă place vreo geantă și erați curioase de unde o am, deși nu pot să zic că am eu cele mai frumoase genți sau multe nu sunt neapărat, v-am zis, o alegere foarte bună pe care am făcut-o, dar asta este. Mi se pare că în ultimul timp am luat decizii mai bune în ceea ce privește achiziționarea de încălțăminte, genți, haine. Mi se pare că m-am mai deșteptat un pic, dar unele dintre genți au și câte 6, 7, 8 ani, așa că mă uit în jur un pic pierdută, pentru că, sincer, nici nu știu cu ce să încep. Dacă să încep cronologic, poate de la cele mai recent cumpărate genți, poate să încep de la cele mai purtate sau, din contră, să mă duc în spate de tot la cele mai vechi genți. Nici nu știu. Cred că voi începe cu geanta pe care am purtat-o mult de când o am și chiar, deși nu mă așteptam să o port vara asta, am purtat-o o grămadă. Nu m-am gândit că o voi purta vara asta din pricina materialului. Este o geantă de la brandul Verde. Eu o am de pe Outlet Mag și ea este o geantă, o vedeți, de culoare roșie. Dar eu mereu mă distrez prin daily vloguri și când o port, mai zic că mi-am luat geanta mea verde și sunt oameni în comentarii care probabil cred că am, nu știu, o problemă de vedere, daltonist, poate se numește, sau nu știu, că sunt efectiv chiară și nu știu că geanta asta este roșie și mă corectează acolo. A, nu e verde, e roșie, dar eu mă refer la brand. Brandul se numește Verde. E o geantă pe care am purtat-o o grămadă și care e super încăpătoare.
Îmi plac detaliile astea aurii. Are o bretea mică pe care poți să o pui pe umăr și e foarte comodă din punctul ăsta de vedere. Ea vine și cu breteaua asta pe care e evident cât de mult am folosit-o, având în vedere că nici n-am scos-o din ambalaj. Dar eu de fel nu prea port genți așa în, pe diagonală, o să zic, nu-mi vine acum cum îi spune. În fine, de obicei le port pe umăr sau în mână, nu știu, depinde de geantă, de ocazie, etc. Și de obicei văd genul ăsta de a purta geanta poate mai sport și eu, în general, mai ales vara, știți că mă vrea foarte mult cu rochii. În fine, e o geantă super încăpătoare, nu e de piele, așa am avut senzația, dar mi-a luat-o mama la pipăit și la mirosit și mi-a zis că nu e de piele, dar eu așa tind să cred, nu că m-aș pricepe, e super, super moale. Și vă ziceam că în cap o grămadă de chestii în ea, ceea ce poate nu te aștepți. Am primit și complimente pentru ea și m-am bucurat tare mult, doamne, câte am prin geanta asta. Am avut-o și în galaz, dacă nu mă înșel, și am în ea gumă, elastice de păr, magneziu. În fine, e o geantă faină, e printre preferatele mele. Chiar s-ar putea, dacă fac un clip cu favorite în următoarea perioadă, să o bag acolo, pentru că v-am zis, deși materialul e cumva o piele și mă așteptam ca vara asta să port genți din materiale mai naturale, ușoare de vară, fiindcă, într-adevăr, asta atingându-se de pielea mea m-a cam încălzit, însă mi se pare că e o geantă de zi cu zi, dar în același timp e casual și, din nou, foarte important, în cap, multe chestii în ea. Asta este cea mai purtată geantă de mine în ultimul timp. Și dacă tot a venit vorba de coșul ăsta, știți cu siguranță, cred că l-am de anul trecut. Mi-a plăcut la nebunie, e comandat de pe Sinsay și mi s-a părut senzațional. În continuare îmi place foarte mult, mă uit la el cu mare drag, dar în același timp cu un nerv interior, pentru că nu e de cea mai bună calitate. Am ținut-o cât de departe am putut de pisici și deși ele nu prea s-au atins de ea, pe geantă se văd urme de folosire, au ieșit tot felul de chestii din astea din ea, dar cel mai deranjant este că s-a rupt efectiv. Vedeți cum este în partea asta? Așa avea și aici și era un mâner care îți permitea să o ții pe umăr sau, da, cred că mai bine pe umăr, că dacă o țineai așa în diagonală nu era foarte confortabil. Ea în sine fiind o geantă drăguță de plajă, de vacanță, pe care nu cred că am avut-o cu mine în Grecia, dacă nu mă înșel, tocmai pentru că e mare și nu mi-e căpea în bagaj, dar și pentru că e incomod să o ții într-una în mână. Ok, poți să o mai ții așa, dar cât poți să o ții așa? Și ai nevoie când mai mergi pe stradă, nu știu, poate bei dintr-un suc, poate vrei să te uiți prin magazine, poate ai diverse treburi cu mâinile și geanta asta te încurcă din punctul ăsta de vedere. Așa că, deși anul trecut am purtat-o destul de des și am iubit-o și v-am spus că o iubesc, deși mă și enervează, de când s-a rupt breteaua, din păcate nu am mai purtat-o și acum doar mă uit la ea. Am luat-o, cred că, vara asta de vreo două ori, dar n-a fost o experiență prea plăcută. În același timp știu că există genți care arată ca aceasta, doar că sunt mai calitative și poate mai tari. Cred că ăsta e secretul, ca materialul din care e făcut să fie mai solid. A fost și ieftin, îmi imaginez că dacă aș investi poate mai mult într-o geantă și aș simți-o înainte și mi-aș da seama de calitate, n-aș mai avea problema asta, dar da, e super simpatică așa ca aspect. Relaxată, de vară, de plajă, dar v-am explicat. Înăuntru cam așa arată și se prind chestiile astea, două se strâng, astfel încât obiectele din geanta ta să fie în siguranță. Da, îmi pare cam rău de ea, sincer să fiu, dar aia e. Data viitoare, știu, o să-mi iau o geantă de genul ăsta mai tare, cum văzusem în Grecia, dar v-am zis că fiindcă am cheltuit destul de mulți bani în vacanță, nu am mai luat în calcul și ideea de a-mi cumpăra o poșetă, deși văzusem într-un magazin niște poșete de genul ăsta superbe, cred că vi le-am și filmat, foarte faine. Acum, o geantă care chiar este verde. E o geantă tot de pe Outlet Max și, dacă nu mă înșel, brandul este Shein. Nu are nicio etichetă, dar parcă așa mi-amintesc eu. Mi-a plăcut foarte mult. Este o geantă în genul anilor 90, cum se purtau atunci, genți care au revenit. O geantă foarte simplă, foarte basic, care știu că nu e pe gustul tuturor. Cunosc multe persoane care nu apreciază genul ăsta de poșete. Nici nu pot zic că sunt cea mai mare fană. Însă asta îmi place și sunt anumite ținute la care se potrivește perfect, pe care le completează perfect. Și am purtat-o de câteva ori. Cam așa arată interiorul. Îți încapă aici diverse, deci chiar e ok. Pentru o geantă de genul ăsta există și variante mult mai mici, mult mai înguste, care nu sunt atât de practice. Evident, merge purtată pe umăr sau în mână.
pur și simplu, evident că nu e de piele, dar îmi place tare mult cum se simte și cum arată pielea. Asta nu se simte ca un plastic efectiv, ci e cumva flexibilă, mobilă, e moale, e plăcută. E o geantă care nu e un must, cu siguranță nu e un must, însă e foarte ok. Mai departe, stați așa că s-a întâmplat aici ceva. S-au încurcat încă de când le-am adus, trebuia eu să mă prind că ceva nu e în regulă. Vreau să vă prezint în paralel ambele mele genți de la Aldo, care ele seamănă destul de mult. Evident că diferă modelul, dar mai diferă și alte amănunte. Pe ambele le-am cumpărat de pe Vinted. Eu am avut dintotdeauna o dragoste pentru gențile de la Aldo. Mi-au plăcut de ani și ani de zile, dar cumva niciodată nu m-am apropiat de brand pentru că mi se părea că sunt destul de scumpe. Mă rog, pe vremuri credeam eu că sunt de piele. Ele, de fapt, nu sunt de piele, deși prețul poate te-ar face să te gândești că sunt, dar nu sunt. Și v-am zis, mereu când le vedeam prin vitrine, pe site-uri, mi se păreau superbe. Și anul trecut, cred, că am cumpărat-o pe asta sau anul ăsta, nu mai știu. Oricum, asta e o geantă pe care am purtat-o și am iubit-o mult mai mult decât pe aceasta, deși când am luat-o, am zis că o suport doar pe ea vara asta și că o să o iubesc, însă există niște dezavantaje, o să vă povestesc imediat. V-am zis, ambele luate de pe Vinted, dacă vă interesează, găsiți pe Vinted poșete de pe Aldo destul de multe și destul de multe variante, dar modelul ăsta mi se pare cel mai reprezentativ pentru ei și pe mine ăsta m-a interesat cel mai mult. Ok, voi începe cu aceasta, care a fost foarte purtată și iubită și vara asta am lăsat-o deoparte pentru că culorile și animal print-ul și toată felul care arată ea mă duce cu gândul mai degrabă la timpul rece și la cremuri, bejuri, culori pe care le port de obicei când e mai frig afară. Acum vara port într-adevăr tot culori pastelate, să zic, în zona mai deschisă, dar sunt culori totuși, sunt mai colorate, mai aprinse. E o geantă care îmi place foarte mult, cam așa arată, are asta de care poți o ții, dar are și o bretea foarte faină pe care poți tu să o reglezi într-un mod foarte ușor și îmi place să o port așa, pe umăr. E foarte mare, mi se pare, pentru a fi purtată gen diagonală puștaș, cred că îi zice. Mai era un mod de a spune, cum ziceam eu în liceu, dar nu mai țin minte. Chiar nu mai știu. Cum zicea mare? În fine. Și îmi place foarte mult pentru că poți să o port pe umăr și, de asemenea, este destul de încăpătoare. Doamne Dumnezeule, ce e și în poșeta asta? Vai de mine, am un ambalaj de la Oreo. Ce se întâmplă aici? Deci uitați-vă un pic. Disaster. Bomboane de gât. Nu știu. N-am mai purtat-o de mult timp. Bani! Ce fain e să găsești bani în genți, în buzunare. În... 50 de bani. Da, îl lăsăm aici să mă mai bucur o dată. Și niște chei pe care am crezut că le-am pierdut. De ce aici erau? Uite, clipul ăsta e chiar util și pentru mine. În fine, e o geantă destul de încăpătoare. Mi-n cap în ea. Având în vedere că e o geantă structurată. Vedeți, nu e un material de la moale care se extinde în funcție de ce ai tu în ea. E un material destul de tare, cu o formă destul de geometrică, dar îți încap în ea telefon, portofel, ai și un buzunar aici în spate unde poți să mai ții diverse dacă nu știu, vrei să le accesezi așa foarte ușor și foarte rapid. Ăsta este sistemul de închidere. E o geantă care mie îmi place și pe care nu regret deloc, am luat-o din contră, e foarte faină și animal print-ul ăsta îmi place, că e dozat destul de bine, cât să nu fie foarte bold, așa, e o geantă perfectă pentru zi cu zi. Apoi, în ceea ce privește geanta asta, cred că în momentul în care v-am prezentat-o într-un clip, într-un vlog și v-am anunțat că am luat-o, am și denumit clipul ceva de genul cea mai frumoasă geantă sau ceva, cea mai înflorată, nu știu exact cum am denumit-o, dar m-am îndrăgostit de ea de pe Vinted, nu mai știu cât am dat pe ea, pe ambele am dat în jur de 100 și ceva de lei, fiind la mâna a doua, dar având urme foarte mici de folosință. Aici cred că se văd cel mai tare la închizătoare. Însă eu era o geantă pe care eu am crezut că o suport toată vara. Efectiv am zis o voi cumpăra și toată vara o voi folosi numai pe ea, pentru că aveam experiența genții ăsteia, care știam că e foarte comodă și destul de încăpătoare, mulțumitoare de zi cu zi, perfectă. Problema este că e mare și dacă în momentul în care e frig afară și ai pe tine pantaloni, nu știu, tricou, sacou, geacă, e ok să porți o geantă mai mare din asta, din nou, structurat, așa, pentru că nu te încurcă. Ei bine, vara, nu știu cum e la voi, dar gențile astea, genul ăsta, mie mi se par oarecum incomode. Poate de asta îmi place mai mult asta, pentru că, nu știu, e cumva mai flexibilă, mai mititică, mai, mă rog, și acum asta e mai încăpătoare decât asta, cred că este evident. Sau poate nu, dar vă zic eu. Deci din cauza asta nu m-am purtat atât de mult, dar mai ales din cauza acestei porcării
Doamne, e o bretea atât de nepractică. V-am arătat-o mai devreme pe cealaltă, stați să-mi dau și o clama la parte și pe ea am căutat-o. Sunt singura care își pierde chestii prin genți, imaginez că nu. Da, e o bretea foarte nepractică. În primul rând e mult prea subțirică și nu știu cum au gândit-o ei cu chestia asta care atârnă aici. Adică e efectiv stupid și mi se pare că îi strică din aspect. Măcar puteau să facă genul ăla de bretea lanț, că se completa mai bine, sau să facă genul ăsta, exact cum e asta, care se strânge mult mai smart. Am apucat-o eu prost, stați așa. Așa, decât, știți, like, da, nu știu, mi se pare că asta strică destul de mult geanta și e și, v-am zis, contrastul între bretea asta care e prea subțire și geanta care e mare. Nu știu, nu-mi place deloc chestia asta, așa că aș prefera să o port așa în mână, dar aici intervine factorul nepractic. Și, prin urmare, având în vedere tot ce v-am spus, nu am purtat atât de mult, din păcate e frumoasă, dar chiar mă bate gândul să o vând. Mă doare inima să spun asta, dar nu știu, doar să caut o altă bretea. Dar și chestia asta, că mi-au mai sugerat anumiți oameni, păi caut altă bretea, cumpăr altă bretea. Unde găsești bretele de genul ăsta? Eu nu am pățit niciodată. Într-adevăr, am mai schimbat între genți bretelele atunci când s-a potrivit chestia asta, pentru că sunt poșete la care breteaua, ia uitați, vine cu poșeta și gata, baftă, n-ai ce să mai faci, n-ai cum, ori strici poșeta ca să iei lanțul, ori strici lanțul ca să iei poșeta, n-ai cum, nu e ca aici. Dar așa să cumpăr eu bretea, mi-ar plăcea o bretea exact de genul ăsta, dar, nu știu, poate doar albă. Și chestia asta ar schimba foarte mult toată chestia. A, are și ăsta, care nu pot să zic că mă încântă, dar nu l-am dat jos pentru că așa a venit. În fine, asta este geanta. Cam așa arată în interior, am aici o oglindă, o bomboană, ce mai am, gumă, na, cam ce se găsește prin toate poșetele mele. Cam asta ar fi explicația cu ea și cam asta ar fi istoria mea cu gențile de la Aldo. Mergând mai departe, cred că am mișcat trepiedul. Ca să termin cu gențile din partea asta și din partea asta, de fapt, nu, aici mai rămâne una, vreau să vă povestesc despre gențile mele de la brandul Mojito. Mie, în general, îmi plac hainele, gențile, pantofi, tot, cam tot ce are brandul Mojito este foarte pe gustul meu, mă rog, nu chiar tot, dar dacă intru la ei pe site, văd o grămadă de lucruri mega pe gustul meu, pentru că mi se pare că au cam toate un design foarte feminin, floral, au multe rochii, multe bluze, de-astea mai, sunt foarte faine și ca să vă imaginați, rochia asta este de la ei, e de pe Outlet Mag, dar este brandul Mojito. Ei bine, gențile astea două mi le-am comandat eu de pe site-ul lor, acum vreo 3, 4, 5 ani, nu mai știu, cred că să zicem vreo 3 ani, pentru că m-am gândit în felul următor. Am nevoie de o geantă, m-am gândit eu de zi cu zi pentru că pe site părea mai mare. Sunt sigură că erau scrise acolo dimensiunile, dar cine... Sunt foarte bună cu aproximarea, mă pricep foarte mult, am fost mințită o viață despre asta, dacă știți ce zic. În fine, ideea e că nu m-am gândit că o să fie atât de mititică și până la urmă s-a transformat într-o geantă mai de seară pentru anotimpul cald, foarte important, că așa le-am gândit, pentru asta le-am comandat, sau de eveniment. Am purtat-o la o logodnă, am purtat-o în mai multe locuri și dacă nu-mi luam geanta asta, care e super de seară, super de nuntă, cu siguranță o refoloseam pe aceasta. Dar ăsta a fost scopul pentru care am luat-o, iar ghiozdănelul, am zis că să am și un ghiozdănel care să fie mai feminin, pe care să pot să-l iau în ocaziile în care am nevoie de un ghiozdan, adică am nevoie de ceva încăpătăr, dar să se potrivească și cu o rochie, și cu... Uite, cu rochia asta de pe mine. Merge super bine, pentru că e floral, are detalii aurii, e super drăguț, n-are 1000 de buzunare, are unul singur, mi-a plăcut foarte mult, cred că au fost în jur de 130 de lei bucata sau ceva de genul. Și deși timpul a trecut peste ele, au rezistat foarte bine. Evident că nu sunt din niciun fel de piele, însă vreau să vă zic că sunt super încântată de cum a rezistat totuși auriul ăsta de aici. Ok, să le luăm pe rând. Nu știu dacă se mai găsesc pe site, niciuna dintre gențile astea, nu știu dacă le mai găsiți, poate cele de la Aldo, dintre cele prezentate până acum, și de la brandul verde, pe Outlet Mag, văzusem că aveau mai multe culori. Aveau, cred că, și negru, dar mie mi-a plăcut asta roșie foarte mult. În fine, revenind. Asta este geanta. E mititică, adică îmi încape gen telefonul, portofelul nu mi-l iau de obicei când o port, un ruj, un parfum, na, cam ce ai nevoie în momentul în care ieși seara în oraș sau te duci la un eveniment. Bretea se poate face și așa, dar știți că mie nu îmi prea place să le port așa. Și o puneam așa și o purtam pe umăr, super, super cute, îmi place modelul, îmi plac florile astea, e genul ideal de print pentru mine, pe un crem desenate niște flori, super. Iar ghiozdănelul nu l-am purtat la fel de des. De fapt,
Și chiar am purtat cam la fel de des pe ambele. Asta este super fain de zi cu zi, la fel în anotimpul cald și pe asta, pentru că atunci când e mai, gen când e toamnă, primăvara da, vara da, dar când e toamnă, mă rog, primăvara în martie, când sunt cu geaca aia cea mai groasă pe mine, nu se potrivește, dar atunci când sunt îmbrăcată în material mai subțiri și afară e soare și frumos, merge perfect. E un ghiozdan super încăpător, nu l-aș lua cu mine la sală, dar ia uitați ce am în el. Am în el un toc din ăsta, un etui pentru, etui pentru ochelari, am un pachet plin de șervețele, am și camera asta mică, cu care n-am mai umblat de mult, oricum să ca se dezintegrează, și mai am loc 3 sferturi de ghiozdan să pun diverse. Poți să, nu știu, mergi cu el la cumpărături, pui mai multe sacoșe strânse acolo, ai și portofel și telefon și tot ce mai trebuie, șervețele, ochelari de soare, tot ce vrei. Nu mă ajuce cu el la sală, cred că am menționat, nu cred că mă ajuce cu el pe munte, deși oare l-am luat când am fost ultima dată pe munte, cred că totuși nu, dar așa pentru oraș e foarte fain și e, v-am zis, compromisul ideal între relaxarea unui ghiozdan și confortul pe care ți-l dă, pentru că efectiv îl pui pe un număr, pe ambii umeri și aia e, și un strop de eleganță, să zic așa. Am terminat cu gențile de la Mojito, o să le pun aici și le las. Această geantă este destul de nou intrată în colecția mea, să zic, este o geantă primită de la Nico. Și cred că v-am zis, dacă nu v-am zis pe vlog, i-am zis ei, nu mai știu cu cine am vorbit despre asta. Vă zic sincer, mă știți că sunt sinceră. Când mi-a dat-o, prima mea reacție a fost, Doamne, culoarea asta este superbă, dar what the fuck is this? Nu o suport niciodată. E o geantă foarte interesantă, în sensul în care asta, bucata asta în sine, da, geanta, prin textură, prin felul în care arată, e o geantă nu neapărat elegantă, dar intră într-un contrast foarte puternic cu breteaua. Deci breteaua asta a fost un turn-off maxim pentru mine și mi-era și ciudă. Mă gândeam, zic, Doamne, ce geantă, ce culoare superbă, e superbă culoarea, pe care nu o suport, pentru că nu am când. Adică uitați-vă, să-mi fiu îmbrăcată cu rochia asta și să am breteaua asta pe umăr. Deci e dubioasă rău de tot. Măi, am purtat-o mult mai des decât aș fi crezut că o suport, pentru că am luat-o la cumpărături, deci măcar o dată pe săptămână o port. Și dacă port jeans, merge perfect. La fel, sunt îmbrăcată, nu știu, într-un complet de ăsta mai sport, mă duc până la sală, am purtat-o de super multe ori și am eu senzația că o să țină foarte bine, nu știu dacă e din piele, dacă nu e, nu mă pricep, dar materialul e super fain, cam așa arată interiorul, nu e foarte încăpătoare, ții cap așa câteva chestii, poți să o port și pe asta, chiar o port așa, pac, și imediat umbli la ea, când am mers la piață, cred că am luat-o, deci, da. Este o geantă sport pe care nu știam că am nevoie și pe care când am văzut-o, am lăudat-o și în același timp mi-am blestemat zilele că nu supăr niciodată, dar hei, uite că chiar am purtat-o și chiar îmi place super, super mult. Hai să vă zic și de acest clutch care se numește clutch pentru că face clutch. Este luat din Meli Melo. L-am luat pentru că am avut 2 evenimente și am terminat cu ele. Am fost la o nuntă și la încă o nuntă. Mă rog, era o nuntă botez și încă o nuntă. Și am zis că vreau să am o poșetă care să fie universală. Și am mers la sigur, efectiv. M-am dus direct în Meli Melo pentru că acolo am văzut de foarte multe ori că au o grămadă de poșete de astea de eveniment. Și am luat ceva super clasic, deși poate uitându-vă la ea vă gândesc că e kitschoasă și sunt de acord, dar tocmai prin faptul că e un kitsch unitar, da? E doar aurie. Doar aurie și cu lanțul ăsta super simplu, subțire, așa fin auriu, mi se pare cumva clasică și dacă aș fi fost genul care se îmbracă mai mult cu culori închise, mi-aș fi luat o geantă poate neagră. Dar eu port de obicei culori deschise sau roșu, din câte ați văzut. Și a mers foarte bine la rochia mea roșie, a mers bine și la rochia cealaltă, deși era un argintiu albastru, mi s-a părut că n-a fost neapărat deranjant combinația asta de auriul cald cu acel argintiu albastru care e rece, mi s-a părut ok. E super faină. Cât de încăpător poate fi un clutch? A fost cât de cât am căpăt în ea diverse. E ok, s-a mai luat un pic din auriu și dacă sunteți curioase de preț, eu parcă am dat 130 de lei, ceva de genul. Mai erau în Meli Melo mai multe variante. Mi-a plăcut una super mult, era așa rotundă ca o minge și avea o chestie de care, ca un inel mai mare de care să ții. Însă în momentul în care m-am dus să cumpăr, am zis, voi cumpăra o geantă clutch clasică, în care să-mi încapă telefonul. Foarte important, pentru că degeaba iau o geantă drăguță, cum era acel bol, glob, minge,
e foarte fain, o oglindă parcă era, nici nu mai știu, dar nu mi-e încă pe telefonul și am zis că e efectiv stupid, adică nu mă aștept la nimic. Pot să-mi bag ce, un ruj și atât, cardul poate sau habar n-am. În fine, până la urmă am luat-o pe asta, a fost o decizie bună. Erau multe la reduceri, dar dintre cele care îmi plăceau mie, nu erau niciuna la reducerii mele Melo și am dat relativ mult, dacă mă întrebați, pentru o geantă care, pe care o porți de două ori pe an, dar poate o să mă țină foarte mulți ani și o să zic, Doamne, ce e mai bună investiție din lume. Bun, o să continui cu o altă geantă care se duce departe rău de tot de asta. Dacă asta e de eveniment, asta este de zi cu zi, uitați-vă un pic cât este de mare. E o geantă pe care am luat-o din CCC, de la brandul Jenny Fairy. Asta era parcă la reducere 115 lei, ceva de genul ăsta. Am văzut-o în momentul în care eram cu mama în CCC, ea aproba nu știu ce sandale și văzând-o m-a atras culoarea, mi-a plăcut foarte mult și mama mi-a zis, a, am și eu o geantă asta, doar că era albă sau nu știu ce culoare, mi-a zis că și-a luat un crem deschis, un alb, mă rog. Și m-am mutat la ea și chiar eu în perioada aia mă gândeam că mi-ar trebui o geantă de asta mare. Și spusesem și lui Andrei și el mi-a zis, la ce trebuie ție geantă mare, când o să ai vreodată nevoie de ea? Și am zis, măi, să știi că sunt momente când aș avea nevoie de geantă mare. Și pentru că nu aveam genul ăsta de geantă, îmi luam o geantă mică și o sacoșă de aia, din pânză, cum este cea din Egipt, de la mama. Pe care, sincer, și pe aia aș putea să o bag la capitolul genți, pentru că am purtat-o de multe ori ca geantă înainte să o am pe asta. Am luat-o. Între timp, m-am mai plimbat prin magazine și am văzut variante care îmi plac mai mult de genți de genul ăsta. Unele poate un pic mai scumpe, dar, în fine, am luat-o. Asta este în cazul în care mă răzgândesc, pot să o vând pe asta, că e în perfectă stare, efectiv, și să-mi iau alta dacă vreau. Văzusem niște bejuri, cremuri care îmi plac un pic mai mult, niște forme nu atât de pătrate, dar până una alta, hai să vorbim despre asta. Cam așa arată ea în interior, este ginormous, ia uitați. Și vine și cu treaba asta în care poți să-ți pui obiectele mai de valoare ca să nu fie foarte ușor de băgat mâna și furat diverse, cum se mai întâmplă. Am purtat-o de multe ori, mi-a fost foarte utilă în mall, atunci când plecăm în mall, mi-au direct geanta asta și acum nu pot să car ea cartofi, dar din mall nu cumperi cartofi. Mai cumperi o bluziță, mai cumperi un ruj, un parfum, o curea și le băgam pe toate aici, o puneam pe umăr și cam aia era. Dezavantajul e că dacă e grea, evident, doare umărul și de asemenea mi-ar fi teamă să car chestii prea grele în ea, pentru că mi-ar fi frică, nu știu, să nu se rupă, dar v-am zis, cartofi n-am de gând să car aici, dar au fost multe momente când am plecat cu ea de acasă goală și m-am întors cu ea peste multe ore, efectiv full, plină și n-am avut nevoie de o altă sacoșă. M-a durut umărul? Da, dar a fost foarte utilă. Mai am două rucsăcele din astea, pe care nu le-am mai purtat de ceva timp. Bun, hai să încep cu ăsta. Ăsta este luat, cred că din H&M, dacă nu mă înșel, stați un pic. Divided H&M, da. Un rucsăcel pe care l-am iubit foarte mult, pe care l-am purtat foarte mult. Acum nu pot să zic că mai îmi place, când mă uit la el, e într-adevăr, e un rucsac basic. Te gândești că, ok, ce poate să nu-ți placă la el? E un crem și un rucsac cu două fermoare, nu e mare lucru. Însă, nu știu, nu mi s-a luat mie de el, efectiv. El e într-o stare relativ bună, sunt anumite bucățele care sunt pătate, așa, cred că din cauza că s-a tot atins de haine, de jeans, nu știu. În interior mai e puțin murdărel, pătat. Cred că l-am băgat la mașină, cam ăsta este interiorul, destul de încăpător. Dar faza e că, nu știu, cumva, poate e vina mea, l-asociez cu o anumită perioadă din viața mea, când l-am purtat foarte, foarte des și era o perioadă așa, plină, foarte încărcată, plină de foarte multă anxietate și de gânduri super negative și de probleme și de peste care am trecut, dar cumva de asta mi-amintește și, sincer, asta e curierul, oh my god, oh my god, am revenit. În general m-aș enerva dacă mă întrerupe cineva când filmez un curier, mai ales că sunetul ăla de la interfon care începe în momentul în care eu vorbesc, e greu de tăiat, în fine, dar data asta nu pot să fiu supărată pentru că e un colet de care sunt atât de încântată, o să vedeți în vlogul de duminică despre ce e vorba. Doamne, I'm so, so happy. Nu mai știu nici ce ziceam, cred că vorbeam de ghiozdanul ăsta, că am amintiri nașpa cu el, că e săracul, nu are nicio vină, că poate o să-l vând, îl pun acolo cu un 20 de lei, poate cineva se pupă și îi place mai mult, dar trebuie să am grijă mai întâi să curăț petele astea, nu știu, să vedem exact cum o să fac. Mă rog, cam asta e povestea cu el, mi-a plăcut foarte mult, l-am purtat foarte des, dar s-a dus vremea lui din punctul meu de vedere. Următorul ghiozdan, îmi cer scuze dacă este plin de păr, dar este un material atât de... atrage tot părul din casă și acum, mai ales că a stat și pe aici, vă dați seama,
îl ignorăm, este un ghiozdănel de catifea pe care l-am primit de la o abonată căreia îi mulțumesc. Este de la Victoria's Secret și în momentul în care l-am văzut, cred, eu așa am rămas cu impresia, că mi-am zis că nu este neapărat stilul meu, pentru că e și din catifea, are și detaliile astea aurii, are și toate, nu știu, chestiile astea, are și scrisul și m-am gândit că poate nu e neapărat stilul meu. Dar l-am purtat foarte, foarte mult. Mai ales în sezonul rece, vara n-am ce căuta cu el pentru că textura asta nu mă inspiră deloc la, pe căldurile astea, n-are nicio treabă. Dar iarna, toamna îl port foarte mult pentru că e elegant, e, într-adevăr, e negru, eu în general port culori deschise, dar chiar arată bine un accent de negru uneori peste o mare de cremă. Chiar arată bine, e încăpător și e fain, îmi plac bretelele astea subțiri care sunt din piele. E chiar un ghiozdănel fain pe care l-am purtat și încă s-a menținut în stare perfectă și mi-imaginez că m-am mai prins ploi și ninsori cu el, iar auriul ăsta super fain. Deci geantă Victoria's Secret chiar calitate destul de bună. Am aici și niște, cum să le zic, portofel, nu știu, sunt niște gentuțe. Micuț tocmai a tras pătura care a picat pe ea cu tot cu perne, da. Și s-a speriat, evident. Da, sunt niște gentuțe pe care să le porți în momentul în care n-ai nevoie de geantă. Gen, vrei doar să ții telefonul și niște bani. Pe asta am luat-o din, cum îi spune, magazinul din militar, Mini Pri, parcă așa, Forever Love, nu știu exact care e brandul. Am cumpărat-o pentru că mi s-a părut super drăguță culoarea și foarte utilă la momentul respectiv. Deci, aici îți pui telefonul și aici se deschide exact ca un portofel. Ia uitați, și ai o grămadă de loc, poți să pui aici euro mulți de tot, sau mă rog, cred că aici pui bani, aici nu știu ce pui exact, în fine. N-am purtat-o foarte mult timp și eram decisă să o vând, după care am început să o port la sală, când merg în drum spre sală, practic. Acum n-am mai purtat-o de mult timp, dar când mergeam atunci dimineața la sală, nu știu, era mai confortabilă pentru mine, acum merg pe jos, înainte mergeam cu metrou, mi-era mult mai lejer cu geanta asta, am purtat-o foarte mult. Între timp n-am mai purtat-o aproape deloc, s-ar putea să o vând, s-ar putea să nu, să vedem, trebușoarele astea sunt detașabile, deci pot să pui și ca portofel în geantă dacă ai nevoie de chestia asta, e chiar utilă dacă ai nevoie, nu știu, ai un ghiozdan în spate și ai nevoie, n-ai buzunare și vrei să ții telefonul, banii, cardul, în ceva, e utilă din punctul ăsta de vedere. Iar aceasta, pe aceasta recunosc că n-am purtat-o decât o dată. Este luată de mama din Egipt ca suvenir, împreună cu geanta de care v-am zis mai devreme. Și treaba e că nu mi oferă deloc încredere, să zic așa. Ea e foarte drăguță și cu siguranță o să o păstrez și mi-e foarte dragă. Însă treaba e că, cum să vă zic, șireturile astea sunt mega, mega firave. Deci mă uit la ele și sunt, mi-e teamă că s-ar întinde până s-ar rupe. Pentru că telefonul nu are 3 grame, adică are totuși, cântărește puțin și, da, din punct de vedere, nu știu, aș lua-o doar așa, să arate drăguț, dar nu cred că e foarte practică. În fine, suvenirul e drăguț și vă dați seama că a luat-o pentru că pisică. Mi s-a părut drăguțare din partea ei. Mai departe, o geantă pe care am cumpărat-o anul trecut, că tot vorbeam de mama, ne-am luat la fel, dintr-un outlet. Geanta este, asta, nu mai știu ce brand, Vero Moda este și mi s-a părut o culoare perfectă pentru toamnă, mi-a plăcut auriul ăsta de aici, o geantă destul de încăpătoare, mi-au plăcut bretele, v-am zis, genul ăsta de bretea este super pe gustul meu pentru că o ajustez cât vrei și poți să o porți pe umăr. Am purtat-o o dată, de două ori, de trei ori și m-am decis într-o zi că nu mai place. Efectiv, asta mi-am zis, nu mai place și am pus-o la vânzare pe Vinted. Nu s-a vândut, cum să vă zic, deci am pus-o la vânzare, a trecut o perioadă care nu s-a vândut și s-a întâmplat asta. Nu știu dacă se vede, da, se vede cu siguranță, zgârieturi, ciupituri, da. Cineva și-a ascuțit ghearele în ea cu super multă ciudă și am scos-o de la vânzare de pe Vinted, am păstrat-o zicându-mi că pe mine nu mă deranjează atât de tare, dar oricum nu cred că o să o mai port. Pentru că, într-adevăr, o ții așa, dar spatele nu se vede că e lipit de tine, mă rog, poate fi cumva deranjant, mi-imaginez că poate ți-e rușine să ieși cu zgârieturi de pisică. Eu îmi iubesc pisicile, au vrut ele să-și pună amprenta pe geantă, vreau să o traduc în felul ăsta, însă treaba e că nu mai place, nu mă mai inspiră nici culoarea, nici forma, nici modelul și nu știu ce să fac cu ea. De vândut
N-am cum să o mai vând, mulțumesc pisici. De purtat nu cred că o să o mai port, nici să o arunc în vie. Dacă hainele le mai duci la reciclat, cu poșetele și încălțările, nu știu, efectiv mi se pare... Trebuie să fii foarte smart când cumperi chestii. Dacă m-aș întoarce în timp, n-aș mai cumpăra-o, dar acum sunt, ce să zic, sunt cu ea pe viață. Bun, și mai am, cred că 3 poșete, lăsați-mă un pic să verific, care seamănă toate foarte mult, toate fiind inspirate din modelul clasic de la Chanel. Aceasta este cea mai calitativă dintre ele. Este o geantă foarte frumoasă, o geantă de piele, pe care am primit-o cadou de la Nico. Mă rog, cred că a fost a ei, mi-a dăruit-o mie. Eu aveam o perioadă foarte așa, eu nu port fake-uri, mă rog, că nu e un fake, nu port genți inspirate, nu știu ce era în capul meu. I-am dăruit-o mamei, care a purtat-o o perioadă, după care am întrebat-o dacă vrea să-mi o dea înapoi, pentru că revenisem la sentimente mai bune cu privire la ea. Ea mi-a zis că oricum nu mai purtase, mi-a dat-o înapoi și am tot purtat-o. Problema cu această geantă superbă, din piele, calitativă, este că e extrem de grea fiind goală. Deci lanțul ăsta este horror. Cred că are, nu știu, 2 kg horror. Și ea cât cântărește că na, e o piele totuși, e destul de grea. E cumva poate și un semn al calității, dar e super grea. Totuși, o port din când în când, mă doare umărul, mă doare spatele, mi se strâmbă gâtul, dar o port. O altă problemă pe care o am este că lanțul ăsta s-a decolorat. Are pe alocuri nuanțe de argintiu, el fiind la bază auriu. Cred că se vede. Și lucrul ăsta dă un aspect ponosit genții și nu știu ce să fac, m-am mai plâns eu la voi de chestia asta, nu mi-a dat nimeni până la urmă o soluție, cred că nu există o soluție, nu știu. Cam așa arată închiderea și aici s-a luat vopseaua, culoarea. Se deschide așa, deci nu e fake, da? N-are 2 C-uri aici, pretinde că e Chanel, dar nu e. Interiorul e foarte drăguț, așa un vișiniu, poate neașteptat când te uiți la ea. În cap destul de multe chestii, dar având în vedere că geanta este grea, fiind goală, nici că îți vine să mai pui chestii ca să o faci mai grea. Adică atâta trebuie, mai pui și o cameră, care așa aia cântărește puțin, telefonul, portofelul, efectiv îți cade umărul pe jos. În fine, ea foarte frumoasă, până să o am pe asta, cred că da. Sau nu, nu mai știu, în fine, le-am și pe astea, asta este ideea. Cred că vă amintiți când le-am luat că, voi cred că ar trebui să știți toate gențile astea pentru că știți efectiv toată viața și probabil că le-ați văzut pe toate într-un punct sau altul, dar oricum. Gențile astea două sunt luate din New Yorker. Mai întâi cred că am luat o pasta neagră și după aia pe asta crem. Sunt din nou niște copii, să zic așa, după gențile clasice de la Chanel. Asta neagră, na, e, mă rog, și asta crem, cred că au pe toate culorile. S-a făcut și mai urât lanțul ăsta. E un portocaliu închis ruginit. Mi-a plăcut la nebunie că are 2 aure aici. Mi s-a părut foarte cute. Și a fost în jur de 70 de lei geanta. Nu cred că se mai găsește în magazin, nu știu să vă zic. Cam așa arată în interior. Le-am purtat, că de asta s-au și ponosit, dar... Nu cred că le-aș cumpăra. Cred că în loc să dau 150 de lei pe astea, m-aș duce și mi-aș cumpăra, aș mai pune niște bani și mi-aș lua o geantă crem, având în vedere că pe aia neagră o am deja, crem de piele, pentru că asta este superbă. Deci, dacă asta e ok, îmi place modelul, deși v-am zis asta, cred că am trebuit să o arunc sau ceva, asta crem este superbă. Deci, dacă ar fi de o calitate mai bună și lanțul ăsta n-ar fi așa, ar fi pielea mai faină și s-ar vedea că nu e din carton și că a fost 70 de lei, cu siguranță aș purta-o super, super des. Poate nu vara neapărat, deși am mai zis și despre altele același lucru, dar este superbă și pe lista mea este cu siguranță să-mi iau o geantă crem, poate care s-a inspirat din modelul Chanel și o să iau una de calitate ca să nu se mai întâmple chestia asta și în fine. Deci asta clar e ceva de gândit și acum că v-am arătat toate poșetele, vreau să vă zic că mi s-a schimbat un pic mentalitatea. În sensul că înainte vedeam o geantă în Stradivarius, mi se părea cute, dădeam 60 de lei, o luam și aia era. Însă în ultimul timp mi se pare că mi-a mai schimbat un pic viziunea. Și deși da, nu pot să zic că îmi cumpăr numai genți de super calitate la un preț mai mare, să zic, și am gen 3, aș vrea să tind către zona aia. Data viitoare când o să-mi cumpăr o poșetă, o să am grijă să fie o poșetă, nu știu, foarte simplă, poate foarte practică și de calitate bună. Cam asta este ideea. Vreau să-mi iau poșete care să fie, poate nu neapărat de piele, că nu despre asta este vorba, dar să nu mai fie niște poșete care mă încântă că sunt drăguțe, costă puțin, dar arată cumva ieftin. Pentru că se întâmplă ca și chestiile care costă 1000 de euro să poată să arate ieftin. Dar
sunt foarte multe produse care sunt un pic mai, nu știu, peste vreo 400 de lei, să zicem, care nu mai au aspectul ăla de ieftin și sunt poate mai practice, te țin mai mult timp și dacă faci un calcul, cu siguranță în momentul în care ai o poșetă pe care o porți tot timpul, pe care ai dat mai mulți bani, este mai în avantajul tău decât dacă îți cumperi într-una, ai 30 de poșete acasă, parcă niciuna nu arată bine, parcă toate sponosite, parcă de niciuna nu ești foarte încântată și n-ai o poșetă preferată și continuu mai dai încă 60 de lei, încă 100 de lei, te încânți la toate modelele astea care poate sunt foarte trendy și nu-ți mai plac, se strică sau nu mai sunt la modă și nu le mai porți, în loc să adun, dacă adun toți banii aia, ai putut să-ți cumperi o poșetă care să fie practică, pe care o suporți, care să-ți placă și care să țină mai mult timp. Pentru că fast fashion-ul ăsta este super nasol din multe puncte de vedere, ne-a intrat, cred că, în sânge, suntem toți afectați, să zic așa, de el. Însă poate ar trebui să mai scăpăm, poate ar trebui să nu ne mai cumpărăm 100 de poșete care o să iasă din tren și o să se strice într-o lună, și să fim un pic mai smart, să fim mai... Și vorbesc și cu mine aici, că și eu v-am povestit, mă vedeți, sunt sinceră. Să dăm poate pe două poșete cât am fi dat pe 100 de poșete, dar să le purtăm și să merite și să fie calitative și să fie foarte ok. Cam ăsta este mesajul cu care o să încheie acest clip. Vă mulțumesc că v-ați uitat, sper că vi s-a părut interesantă colecția mea de poșete. Și ce să vă zic, ne vedem data viitoare cu un clip, cu un vlog în care desfacem coletul care mi-a ajuns. Doamne, sunt atât de încântată, vă pup! Bye.